Necazurile locuitorilor din satul Cișmea, raionul Orhei, au început acum câțiva ani, când mii de ciori s-au oplosit în proprii de pe marginea traseului Chișinău-Bălți și de pe teritoriul gimnaziului din sat. Cadrele didactice afirmă că croncănitul strident al păsărilor și murdăriei pe care o fac le creează în comunități în procesul de instruire. Provoacă disconfort nu numai prin sunetele strigente, iată care le auziți și dumneavoastră acum, dar și prin iarba murdară, iată care în urmă, se murdărește în urma proceselor metabolice ale acestor păsări. Deci în cadrul orelor de educație fizică, copiii își pătează uniformele sportive și deci părinții sunt nemulțumiți că copiii pleacă, iată, cu uniformele acasă, murdare. Un disconfort aceste colonii provoacă și locuitorilor din sat, care se ocupă cu agricultura, iată aici în preajmă, pe acest șes. Deci, an de an, deci oamenii care au semănători aici, deci nu obțin nimic și rămân numai cu pagubele. Și sătenii spun că de când ciorile s-au acioat aici, nu mai au parte de munca lor. Primăvara le distrug semănăturile, iar toamna recolta gata crescută. Doamne ferește, spăși. Ceva vor strici, ori să mai tai copacii, să-i tai din sus cumva, să lese numai acum, că ar să dea încă, dar torpe nu mai dăm, înțelegi? Dar e sărșei mari cu șoarele astea, da? Și păsările ne le iei de pe o gradă și de pe deal tăți să... și să seamănă, să strâns, și roi strâng, din urmă, e pierdere, nu-i prea bun, că ele au fost, unii au fost, dacă le-au strânit de acolo, au venit aici și s-au oplășit. Probleme mari cu șoarele, am urs să începe sămănatul, cu porombul, tot scot din pământ. Suntem posami două ori pe același loc. În urma nenumăratelor plângeri, autoritățile locale au dat undă verde de frișări propriilor uscați și bolnavi în care s-au oplosit colonii de ciori. Localnicii răsuflă ușurați și speră că de acum încolo munca lor de pe ogoare nu se va mai duce pe apa sâmbetei.